Polițiștii au fost solicitați să intervină ieri în două cazuri de distrugere prin incendiere produse pe raza județului Satu Mare. În primul caz, polițiștii din Crucișor au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de către o localnică din Iegheriște despre faptul că soțul acestea ar fi aprins rumeguș în grădină, iar focul s-a extins în vecinătate. Oamenii legi au stabilit faptul că focul a distrus 50 de ar de plantație de stejar care aparține ocolului Silvic. Prejudiciul urmează să fie stabilit de către angajați din cadrul instituției proprietare. În cel de-al doilea caz, polițiștii secției 5 pe 3, polițiști au fost sesizați despre faptul că pe raza localității Berea, la șura locuinței unei femei, a izbucnit un incendiu. Din cercetările efectuate la fața locului după stingerea incendiului de către pompieri, s-a stabilit faptul că incendiul ar fi fost cauzat de o țigară aruncată neglijent de către tatăl proprietarei. Din fericire, în urma acestor incidente nu s-au înregistrat victime omenești. Acum polițiști efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere prin incendiere în ambele cazuri.